Întâlnim Timișoara în semifinale. Eu zic că va fi o confruntare foarte interesantă. Se vor întâlni două echipe cu sisteme bine organizate și eu cred că va fi un spectacol pentru fani. Așteptăm cu nerăbdare această serie. Știm că vor fi două meciuri de foc la Timișoara. Suntem pregătiți pentru ele și le așteptăm cu încredere și optimism. Nu avem probleme de efectiv. Mare cam asta ar fi. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu plăcere. A fost ceva probleme până să aflați adversarul? M-a influențat într-un fel acest lucru? Sigur că nu este bine ce s-a întâmplat, însă nu este treaba noastră. Noi, echipa tehnică, ne-am văzut de scouting, în principal de Timișoara, pentru că ei își câștigaseră dreptul în teren de joc, așa că ne-am axat în principal pe Timișoara. Ne așteptam ca Timișoara să aibă câștig de cauză. Așa că nu suntem nepregătiți sau nu a fost o problemă pentru noi. Din nou acuză de dopaj înainte de un meci important. Vorbim despre zvonuri sau vorbim despre lucruri oficiale făcute prin instituții oficiale? Deci nu știu despre ce vorbiți. Marcel, cum ți s-a părut Timișoara în București? În toată seria? Sigur, am văzut toată seria împreună cu echipa mea tehnică. Am analizat fiecare meci în parte. O serie în care au oscilat ambele echipe în prestații, însă cu o Timișoara mai clară în momente decisive. Jucăm primele două meciuri la Timișoara. Cât de important ar fi să luăm un meci sau două? Cum? Poți face calcule sau? Nu se pot face niciun calcule. Sigur că ne dorim să câștigăm, așa cum ne dorim să câștigăm fiecare meci. Va fi greu, însă eu am încredere în echipa noastră, am încredere în tradiția acestei echipe și am încredere în faptul că jucătorii înțeleg importanța momentului. Vorbeam el cu Ciui și spunea că vă așteaptă infernul la Timișoara, va fi o sală arhiplină și spunea că sunt gata să joace finala și că echipa de anul ăsta lui Mobitelco e mai slabă decât cea de anul trecut. Astea sunt povești. După ce se va termina seria, vom povesti despre serie în sine. Infern va fi și la Cluj și infern ca la Cluj nu e nicăieri. Vom lucra pe mai multe planuri. Sigur că nu pot să vă spun acum toate detaliile tactice pe care le pregătim, dar definitiv este o echipă care are mai multe surse de pericol și va trebui să ne apărăm foarte bine ca să anihilăm aceste pericole acum.